noaptea cu zorii dimineții și ziua de sabat aproape sfârșită, o săptămână nouă e gata să înceapă. Pe Golgota e jale, căci lumea e mâhnită. E via amintirea alegerii greșite, când Iscauriteanul pe Iisus l-a trădat, când fu ales Baraba, tâlharul spre iertare, și Domnul de mulțimea întreagă condamnat. Răsună încă valea de strigătele lumii, noroadele scandează să fie răstignit, o sumbră balansare, un corp lipsit de viață, un ștreang în care Iuda sfârșitul și-a găsit. 30 de arginți, atâta să valoreze viața acelui ce din slavă s-a dat înspre jertfire. E prea târziu regretul, dar n-a știut satana că va învia Hristosul, căci El e mântuire. Cel prețuit murita, s-a împlinit Scriptura, păcatul omenirii asupra lui lua, dar templul sfânt, Mesia, ținându-și promisiunea, din praf și din ruină, din nou s-a înălțat. Maria Magdalena și cealaltă Marie, când is de dimineață veneau înspre mormânt, au fost pe loc cuprinse de panică și teamă. Din cer se coborâse un înger pe pământ. Gemea întreaga zare, cu tremură țămâna, în haine ca zăpada și chipul care fulger, înlătură piatra, apoi pe ea se așează. Femeilor vorbește duios frumosul înger: vă zic să nu vă temeți, căutați pe răstignitul, Iisus Hristos nu este, din morți a înviat. Veniți, vedeți mormântul, acolo e doar giulgiul cu care Domnul Slavei a fost înfășurat. Mergeți și dați de veste pe drumul Galilei, veți întâlni pe Domnul, să anunțați pe frați, căci Iisus vă așteaptă, e o zi deosebită. Mesia a învins moartea, cântați, vă bucurați! A noastră fără de lege a fost pricina care a declanșat această istorie a salvării. În marea sa iubire, găsita Creatorul, soluția ispășirii în vremea îndurării. Prin mielul sfânt primit am întreaga omenire, prin jertfa sa supremă, prin sângele vărsat, adevărata viață, iubire și lumină, slăviți pe Domnul Slavei, Hristos a înviat. Amin.